tehnic pentru o clădire P plus 12 cu 4 subsoluri în București. S-a făcut acest studiu. În general, când primiți studiu geotehnic, el are multe pagini. Asta e un studiu geotehnic făcut chiar foarte bine, cu destul de multe informații. Ei când vă realizează un studiu geotehnic, ei fac foarte multe copy-paste-uri și mai modifică un pic. Desigur, voi ca... Dacă ne uităm, el are un capitol introducere, în care în general este o teorie de geotehnică cu ce au făcut, pe ce se bazează munca lor, observații de teren, investigații geotehnice de teren, trei sondaje, prelevare probe de teren pentru analiză în laborator. În laborator s-au determinat parametrii fizici de stare și a caracteristici, după care am tocmit acest document, documentație și analiza de specialitate. Și a spus scopul, a să identifice litologia și stratificația și, practic, datele astea le putem centraliza în programul numit stratificații și salvăm de acolo straturile, încât să ne preluăm pentru celelalte aplicații informațiile de teren. Să caute unde e apa, că în funcție de asta se stabilește dacă trebuie puisment sau dacă va fi apă când se sapă și așa mai departe, caracteristici ale pământurilor și calculul termenului de fundare, adică ne dă capacitatea pământului pentru o anumită soluție de fundare. Apoi date generale, astea în general sunt foarte generale, cât nu se povestește că când s-a format. Da. Deci dinozaurul Jurasicul, Cretacicul, cum e vremea pe acolo, că plouă, că ninge, adică astea generale sunt foarte generale. Se dau cumva niște date de amplasament. Acum să iei un studiu mai vechi la proiectul ăsta de apare, să apară la seism alte valori. Deci face cumva și o evaluare a acțiunilor pe amplasament. Deci voi ca proiectanți oricum le faceți. Aici e vreo vechiul pe 100 pe 2006. Și apoi ne apropiem în zona aceasta, caracteristica geotehnică a amplasamentului. Reamintește că s-au executat 3 foraje cu adâncimea de 40 de metri cu teste de penetrare dinamică standard. Deci, vă ziceam, lucrarea are vreo 3-4 subsoluri sau se doreau 3-4 subsoluri și automat studiază mai mult decât e în înălțimea lui. Deci, ce se întâmplă cu terenul de subsol și cumva din experiența voastră sau a lui, el trebuie să stabilească cam unde se termină zona de influență sau de unde dă în terenul bun de fundare, care și de dedesubt dă de o rocă de bază sau are o certitudine că se intersectează palierul în care tasările date de clădire sunt similare cu cele date de sol învecinat. Deci, în funcție de asta, își stabilește adâncimea forajului. Deci, aici e un foraj destul de adânc, 40 de metri. Și s-au făcut 3 foraje. Și au intersectat 4 orizonturi litologice. Acum, dacă pornești și programul de stratigrafie, ca să ne mai uităm la Pământul și să înțelegem conceptul, văd, multe ce sunt, stratigrafie, o să încarc un șablon, nu fix terenul acesta. E mai interesant făcut. Ce vreau mai o curiozitate, deci de la ce vine 5-ul? O să întreb. Noi nu ne-am... Nu Noi am întrebat cum se citește, fine sau fine. Și ne-au răspuns că în ambele variante. Unii zic fine, alții zic fine. Acum, asta cu 5-ul... Nu știu, poate erau 5 bucăți la început, 5 programe și au făcut 40 pe urmă. Dar, da, e de întrebat. Deci, au intersectat 4 orizonturi litologice. Și am vrut special să deschid partea asta, fiindcă dacă încep eu să doar introduc niște date, sunt perfect orizontale. În realitate, orizonturile astea au o formă, în funcție de cum s-au depus aluviuni și așa mai departe. Și de aceea avem nevoie de mai mult de un foraj. De aceea s-au făcut 3 foraje. Uitați-vă cum iese terenul. Deci am 3 foraje, am 4 tipuri de pământuri și aici. Și poziționarea forajului. Eu știu unde am săpat. Și între acestea, programul să fac o interpolare. Și așa e exact și modulul de interacțiune pe mediul elastic din Sciia.
Deci se face o interpolare liniară, sau neliniară aici, dar aici sunt mai mult de trei foraje, sunt tot felul de tipuri de încercări, prin care programul unește tipurile de straturi. Adică eu dacă mă pun aici, am un pic de albastru de s-a deschis, care de obicei pe un vegetal, îl dau deoparte și trebuie să mă stabilesc unde mă fundez. Dacă vreau un terenul acesta, cel mai de jos, pe aici ajung imediat, aici ajung mai greu. Deci de aia e nevoie de mai multe foraje ca să înțelegem exact cam care ar fi dispunerea litologică. Și el a identificat aici tipurile de pământuri. Adică exact într-un program asta ar trebui să apară aici. F1, S3, așa le-au notat. În general, noi când vom utiliza programul, scriem argilă, nisip, strat vegetal. Cum e prezentat în studiul geotehnic, și o să vezi că la definirea unui teren, și va arăta valabil în orice programel Geo5, avem și caracteristicile ale pământului. Deci, greutatea volumică, punct de frecare internă, toate datele astea le găsim în studiul geotehnic sau, dacă știm măcar natura terenului, zicem că e un studiu mai sărăcăcios, programul are o bază de date și ne spune pentru pământul acela cam ce densități sunt. Însă scopul laboratorului este să identifice aceste proprietăți. Deci un studiu făcut bine le va conține. Aici avem patru straturi și apoi se stabilesc, se explică, se justifică cum se face încadrarea, dacă o argilă e plastic vârtoasă sau plastic consistentă. Deci ei pun și ceva teorie ca să înțelegeți la ce se referă. Și avem aici, de exemplu, modulul edometric prin care putem determina deformabilitatea solului, cât de compresibil. Și modul edometric îl putem folosi și în sci atunci când facem o analiză de tip soil interaction, unde trebuie să dispunem pentru fiecare strat această elasticitate. Și în final, ăsta e unul din tabelele pe care îl urmărim. Și pe acesta îl vom găsi cam în orice studiu. Deci sunt caracteristicile pământului. Exact ce vă arătam anterior, când definesc straturi de pământ într-un soft Geo5, aleg tipul de pământ, sau pot să adaug eu un pământ acum și îmi iau caracteristicile. Adică dacă văd aici o umplutură neomogenă, scriu aici umplutură și pot să merg să aleg un tip de teren. Aici cred că este ales ceva predefinit. Am un gamma, deci greutatea volumică și aș scrie de aici 18 și apoi punct de frecare intern, phi 12 și apoi coeziune dacă e cazul, dacă pământul e coeziv, dacă e necoeziv nu am 0. Aici un modul de deformație. E 18.000 de kilopascal, să vedem ce unitate avem aici. Megapascal, deci 18. Iar aici putem avea și o densitate în stare saturată, adică dacă e plin cu apă sau nu, poate avea o altă densitate. Și de asemenea pot să-i aleg un șablon de cum să îl reprezint în grafice și în stratificații, umplutură. Și am zis adăugare și practic aici mi-am definit un tip de pământ. Deci, practic, în orice programe Geo5, pe secțiunea pământuri, îmi definesc tipurile de pământuri. Nu spun unde sunt, de ce grosime și așa mai departe. Și de aici, practic, ar trebui introduse toată baza asta de date de pământuri, deci tot ce s-a găsit ca pământuri, iar apoi se urmărește pe foraj și în funcție de foraj, grosimea straturilor, ordinea generală e aceeași. Și ne apar niște valori de tip P convențional, deci cumva presiunea admisibilă, ce se calculează pentru o lățime, pentru o fundație, cu lățimea de 1 metru și adâncimea de fundare 2 metri, fiind apoi însoțit și de coeficienți de corecție a geometriei. Și noi vom urmări în proiectare ca presiunea efectivă maximă, dacă solicitarea excentrică, să fie mai mică decât pe convențional corectat, în funcție de lățime și adâncime. Iar dacă sunt solicitări pe mai multe direcții, avem o limită superioară.
În majoritatea studiilor ne și dau relațiile de corecție, fiindcă nu are de unde să știe geotehnicianul ce fundații o să facem noi. El ne dă un input și pe baza inputului vedem noi ce fundații vom avea, dar nu mai deranjăm pe el, să-i spunem. Și atunci ajunge pe zona asta, a ajuns la un domeniu de pe convențional și în tabelul 4, bine, zicea, sunt niște corecții făcute așa, general, în funcție de lățimea fundației și de adâncime, cam pe unde ajung. Deci asta e o investiție mare, cu un nivel mare de înălțime și într-o zonă puternic seismică. De aceea s-au făcut atâtea iterații și variante. Deci ce valori au pe convențional în funcție de adâncime, de cât de adânc merg cu săpătura și eu, cum s-a făcut o fundație specială aici pe piloți. Calculul presiunii plastice, de unde vom obține la fel capacitatea finală ca și presiunea admisibilă. Și apoi calculul coeficientului de pat. Deci, practic, coeficientul de pat este rigiditatea resortului pe care îl distribui sub structură. Deci, ca să văd deformațiile și cum se deplasează structura sub acțiunea unui pământ care e mai moale decât o încastrare, am nevoie să impun niște coeficiențe elastice. În studiul acesta au apărut și câteva relații simplificate. Majoritatea studiilor dau valoarea lui CZ, deci valoarea pe verticală. În schimb, ați văzut că și în știa unde am 6 grade de libertate, deci am 3 translații, 3 rotiri, îmi cer mai multe informații. Ori nu le blochez, ori eu pot să folosesc aceste relații simplificate. CZ-ul acesta se citește dintr-o încercare pe teren cu o placă, văd exact la ce forță, ce deplasare am. Celelalte se pot calcula cu acest coeficient, 0,7 ori CZ, astea sunt deplasări de translații. Deci Pământul blochează fundația și lateral, dar cu o rigiditate mai mică decât vertical. Și celelalte, ce fi, sunt de rotire. Deci și rotirea este blocată, nu e articulație Pământul, să zici că doar se translatează. Deci se poate și roti și coborâ, dar totul este semirigid. Deci totul este sub formă de resoarte, la o anumită forță, la o anumită deplasare. Nu este liber sau blocat. Și aici avem o diferențiere a acestor valori, ca S, tot pe bază de adâncime. Bun. Și în final, cam astea sunt datele de intrare, adică pe baza acesteia pot să-mi calculez, să-mi iau valori ale resoartelor sub radier, iar pe baza capacității lui pe plastic, care e dat într-un domeniu aici, fiindcă depinde de adâncime, știu ce presiune admisibilă am. Acum, pentru o altă structură, un alt studiu geotehnic, să vi-l arăt, este un hambar din lemn acesta, pentru nunți. Da. Ca și informații. Deci avem... v-am arătat și structura ca să aveți idee. La cealaltă n-am mai deschis să vă arăt structura. De era mult mai mare. Deci parter înalt cu un etaj. Și aici avem date de identificare bine ale clientului. Caracteristici principale ale pământului, concluzii ale verificării, poză cu cine a făcut studiu și apoi borderul ce conține studiul geotehnic. Deci eu am un profil unitar complex pentru forajul 1, forajul 2, scara 1 la 100, o secțiune geologică schematică, deci cumva partea asta de plan și este ce poate face GeoFive pentru noi. Dacă ne interesează partea de a livra clientului rezultatele studiului, după care câteva anexe și alte tabele în care am caracteristicile pământului și restul sunt zonări, povești. E descrisă un pic structura, ce urmează să se proiecteze acolo, standardele urmărite. Deci m-am plasat pe hartă pentru evaluarea acțiunilor.
Deci ei merg și pe o hartă geologică, adică au și niște așteptări când fac un studiu geotehnic, se cam știe în zonă ce tip de teren e și atunci fac studiul cumva să confirme ceea ce ei știu deja. Deci există un istoric, dar trebuie să meargă în amplasament să vadă exact unde este clădirea. Adică cum e poza asta, seamănă cu ce vedeam aici. Dar asta e la o scară foarte mare, adică e pe o zonă extraordinar de mare, scara 1 la 200.000. Și aici la fel complexe acvifere ca să determine pe unde ar trebui să fie apa sau se notează dacă s-a interceptat apa în momentul realizării forajului, cum s-a realizat cercetarea și în final ajung la caracteristici și rezultate ale testelor. Dar pe la aceleași relații, aici îmi zice mai clar, cât ar fi un PEC convențional, 200 de kPa, că surpriză nu poate să apară la o structură de ușoară din lemn cu un nivel, o cu două niveluri, relațiile de verificare și aici, practic, mi-a dat direct caracteristicile arginei, că nu sunt subsolul, nu se merge atât de adânc, și atunci, practic, aici am pământul unde trebuie să fundez o argilă și am aceste caracteristici geotehnice. Aici sunt niște sugestii, adâncimea săpăturii, deci cumva m-a ajutat ca să văd cam la ce unghi se face săpătura pentru argila asta, să nu să stea pământul sub un anumit unghi. Bine, e dat sub formă de tangentă de unghi, dar fac arctangentă și aflu sub ce unghi se ține pământul. Concluzii și recomandări. Și cam asta e studiul. Și stratificația, denumire, ok, sol. Și cam așa a arătat studiul și tabelul din care eu văd, nu știu de ce nu pot să descarc ăsta, cu internetul, cu Yahoo, dar pe baza acestui tabel se văd și grosimile. Deci am aici vreo 30 de cm strat vegetal și după aia ajung la argilă și am în capul de tabel acele caracteristici descrise mai devreme. Și cumva, chiar și la un studiu mai complex și la unul mai simpluț, urmăresc cam aceleași lucruri. Aici doar mai era în plus o trasare a terenului. Deci să stabilească clar aceste coordonate GPS ale Pământului. Deci dacă introduc în modulul de teren al programului XY, coordonatele acestea îmi desenează forma terenului. Am asta ca o mică introducere să înțelegeți de unde ne luăm datele astea. Și acum, în continuare, o să discut câteva module care tratează partea asta de stabilitatea Pământului. Stabilitatea Pământului fără o construcție, adică fără să fac un zid de sprijin. Și asta vreau să discutăm acum.